Bine v-am regăsit la știrile din sport. Invitați joi seară la emisiunea E timpul să vorbim, suporterii din galeria Astra Giurgiu au dezvăluit ce pregătesc în perioada următoare. Fanii Astralilor au de gând să joace un meci de fotbal, unde i-au invitat pe suporterii celor de la Celtic Glasgow, cu care s-au împrietenit toamna trecută. Câțiva dintre liderii și membrii galeriei Astra Giurgiu au fost joi seară în platoul emisiunii E timpul să vorbim. Aceștia au vorbit și cu telespectatorii și au invitat mai multă lume să vină la stadion să încurajeze echipa orașului. Aceștia au mărturisit că pregătesc un meci de fotbal cu niște suporteri irlandezi ai scoțienilor de la Celtic Glasgow, cu care s-au cunoscut la meciul Astra Celtic din Europa League. Da, un amical între suporterii Astra Giurgiu și suporterii echipei Celtic. Un grup de irlandezi vin pe data de 12 iunie la Giurgiu, o să fie un meci. Ei costumați, îmbrăcați în echipamentul lui Celtic, noi echipați cu echipamentul Astrai. Cele două galerii au făcut schimb de fulare, iar la un meci din campionatul Scoției, un fular giurgiuvean al Astrei a fluturat pe Celtic Park. Când și cum vă vei? Imediat după meciul Astra-Celtic, ne-am prietenit cu ei, am rămas în oraș, am băut câteva beri. Și acolo am vorbit lucrurile astea, am păstrat legătura pe Facebook, vorbim cu ei, comunicăm. La ultimul meci ei au avut un fular al nostru, am făcut schimb de fulare și fularul nostru a ajuns pe Celtic Park și ei și-au făcut poze. S-au împrietenit la o bere servită după și înainte de meciul Astra Celtic, iar acum păstrează intens legătura. La meciul programat în vară, fanii îi vor pe Budescu și ceilalți în peluze. La acel meci în care veți juca cu suporterii lui Celtic, cine ați dori să vă susțină așa mult? Dacă voi nu veți fi... Jucătorii echipei. Sperăm să ne facă galerie. Ca să fie siguri că vor veni, giurgiuvenii le-au lansat o invitație irlandezilor prin cea mai înfocată fană a lor. Dear friends, we waiting you on the 12th June here on Giurgiu to play a soccer what will stay in our memory in our soul. Marele meci dintre galerii este programat în data de 12 iunie. Cupa Prieteniei, redenumită Memorialul Alecu Iorgulescu, a ajuns la final. Sâmbătă, copiii de la Speranțele Giurgiuvene, FC Alcaro și Voința Slobozia vor juca actul final. Lovitura de începere a finalei va fi dată de Vicențiu Iorgulescu, fiul lui Alecu Iorgulescu. Sâmbătă de la ora 10 dimineața, cei mai talentați juniori vor disputa finalele Memorialului Alecu Iorgulescu la terenul acoperit de pe șoseaua Ghizdarului. Speranțele din Giurgiu și Voința Slobozia vor juca un meci de onoare. Speranțele Malu în finala mică cu FC Alcaro. Iar finala care se va disputa la ora 13 va avea loc între echipele Speranțele Giurgiuvene Băneasa și Speranțele Giurgiuvene Oinacu. Competiția s-a desfășurat pe o perioadă de 6 săptămâni, iar pe lângă echipele Speranțelor Giurgiuvene s-au alăturat și formațiile FC Alcaro și Voința Slobozia. Copiii au dezvoltat, după cum v-am spus și data trecută, multe patimi, au devenit combativi, au învățat ce înseamnă cu adevărat fair play-ul, nu ne-a confruntat cu probleme deosebite. Cred că a fost un real câștig. Aceste competiții sunt binevenite pentru copiii noștri, deoarece îi învață să gestioneze și înfrângerea și câștigul în egală măsură. Regretatul Alecu Iorgulescu ar fi trebuit să fie prezent și să înmâneze premiile copiilor, așa cum a fost la Cupa Primăverii de la sfârșitul anului trecut. Lovitura de începere o să o dea domnul Vicențiu Iorgulescu, fiul regretatului Alecu Iorgulescu. A fost o competiție reușită. După cum spunea și dumneavoastră, inițial se numea Cupa Primăverii, trebuia să dea lovitura de începere regretatul Alecu Iorgulescu, însă acesta a decedat cu o zi înainte de începerea competiției și am transformat-o în memorial, deoarece dumnealui era chiar membru fondator al echipei Speranțele Giurgiuvene. Câștigătorii competiției vor primi medalii și minci și toți copiii vor fi premiați cu diplome de participare. CSM Dunărea Giurgiu continuă să își dezvolte ramurile sportive. După investițiile în fotbal, lupte, tenis de masă și atletism, acum a venit rândul secției de natație să fie în centrul atenției. Clubul giurgiuvean i-a afiliat pe micii înotători la federație și le-a cumpărat halate.
De săptămâna aceasta, Giurgiu are o secție de înot afiliată la Federația Română de Natație. După mai bine de un an și jumătate de când copiii au concurat simbolic la competiții, de acum aceștia pot să concureze la turneele oficiale. Spre bucuria mea și a copiilor, secția de natație s-a afiliat la Federație. Asta este un lucru bun pentru că putem participa și noi ca alți copii la campionatele naționale și chiar cele pentru copii mai mici. CSM Dunărea Giurgiu și-a dotat sportivii de la secția de înot cu halate de baie nou-nouțe, care vor fi inscripționate cu semnele clubului. Am primit halate, primele lucruri care ni s-au luat pentru secția de înot, urmând să ni se ia și alte materiale, inclusiv căști inscripționate, așteptăm să inscripționăm și halatele. De acum înainte, înotătorii vor fi pregătiți să participe la toate competițiile de profil în cel mai serios mod și deja și-au făcut planuri pentru perioada următoare. Prima competiție, după ce îi vom legitima, așteptăm să-i legitimăm. Dacă reușim după Paști, în luna mai avem o primă competiție la copii de 10-11 ani și apoi în luna iulie sunt naționale pentru copii. Deocamdată sunt 25 de copii care practică înot, dar urmează ca antrenoarea Carmen Sima să facă o selecție pentru a identifica cei mai buni înotători care să fie legitimați. Dintre cei 25 de copii care sunt acum selectați, vor fi legitimați cei mai buni. Îi vom crește cei mai mari, baza la mine, îi vom crește pe cei mai mici, baza ei sunt copiii de 5 ani jumate, 6-7 ani. Periodic copiii vor da probe pe care trebuie să le treacă, altfel vor fi excluși din lot, însă clubul are porțile deschise și pentru noi elevi. Vom avea un weekend plin de activități sportive. Cu noi informații din sport ne revedem luni. Până atunci vă urez un sfârșit de săptămână plăcut.